Pentru Ucraina și pentru președintele Volodymyr Zelensky, banii dați sub formă de împrumut de către Washington vor permite o mai bună apărare în fața bombardamentelor Rusiei, oprirea înaintării armatelor Moscovei și poate chiar și o nouă contraofensivă. America, în primul vinnii vinde în liderstvo, său că să mă tăcă americanții liderstvă, e jitelă vajlăvă pentru toți și ce usvite, zbărișe, mișnărodă poriadă, zăstăvă în І передбачуваності життя для усіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни, війни, яку Путін повинен програти. Votul din Camera Reprezentanților trebuie urmat de un altul în Senatul de la Washington, probabil zilele următoare, și apoi documentul ajunge la președintele american Joe Biden, susținător al ajutorului pentru Ucraina. El spune că ceea ce se întâmplă acum demonstrează rolul de lider mondial al Americii. Îndemn Senatul să îmi trimite rapid acest pachet de măsuri, astfel încât să îl pot promulga și să putem trimite rapid arme și echipamente în Ucraina pentru a răspunde nevoilor urgente de pe câmpul de luptă, transmite președintele Biden. Și președintele Consiliului European, Charles Michel, a salutat votul din Camera Reprezentanților, spunând că în acest fel este arătat sprijinul pentru Ucraina și poporul său. Iar șeful NATO, Jens Stoltenberg, spune că susținerea Chievului întărește securitatea tuturor în Europa și America de Nord. Discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Euronews Cătălin Lența. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Așadar, a fost aprobat ajutorul militar mult așteptat de Ucraina. Este vorba despre 61 de miliarde de dolari. Pe ce vor merge acești bani? Pe ce vor fi cheltuiți? Nu în totalitate pe armament și pe muniție. Asta este clar. Să specificăm de la bun început, nu e o donație, este un împrumut. Până acum, Statele Unite au dat banii Ucrainei, că a fost vorba de mijloace militare și acelea au o valoare, nu-i așa? Pentru că Statele Unite sunt cel mai puternic susținător financiar al Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. Deci, e un împrumut din care Ucraina va cumpăra cu o parte din bani în mod cert tehnică de luptă și mai ales muniție, pentru care are nevoie de muniție să se apere împotriva atacurilor aeriene și bombardamentelor Rusiei. E nevoie de rachete Patriot, e nevoie de tot felul de proiectile anti antiaeriene, pentru că Rusia, profitând de slăbiciunea aparentă și temporară, zicem noi, a Ucrainei, bombardează de la începutul lunii martie foarte puternic estul Ucrainei. Sunt aproape în fiecare zi atacuri cu rachete, inclusiv hipersonice, cu drone. În fiecare zi mor cetățeni, inclusiv copii, oameni nevinovați în estul Ucrainei. Deci, Ucraina își va reface în bună parte stocul de muniții, în așteptarea muniților promise și de Uniunea Europeană. Ne amintim de acel milion de obuze de 155 de mm care sunt mai greu de găsit pentru că nu se mai fabrică în cantități suficiente. Iar o parte din bani în mod cert vor merge pe funcționarea statului uh, ucrainean, așa cum și Uniunea Europeană sprijină Ucraina. Să dau bani pentru plătirea salariilor, pentru cumpărarea de electricitate, uh, sunt susținute rutele de export a cerealelor, o importantă sursă de venit pentru Ucraina, sunt susținute stagiile de pregătire a militarilor uh, ucraineni în diverse țări occidentale. Iată chiar în România avem un loc de pregătire pentru piloții de pe avioanele F16, piloți ucraineni și se așteaptă prima șarjă de piloți pregătiți care să urce în avioanele donate Ucrainei și să echilibreze balanța de putere pe frontul de 1200 de kilometri. Ai subliniat foarte bine, Cătălin, că este un împrumut, nu este o donație. Corect. Este clar cum va fi returnat acest împrumut, care sunt modalitățile, în cât timp ar trebui să fie returnați banii. Eu cred că lucrurile acestea sunt deja stabilite, dar nu la nivel public. Pentru că miza mare a fost să treacă acest act legislativ de Camera Reprezentanților, acum urmează să meargă în Senat. Uh, ultimele informații putea? spun că marți, marți ar putea să meargă în Senat. Sperăm să nu fie foarte mult, pentru că depinde foarte mult de cine conduce Senatul și știm că nu mai sunt opozanții acestui pachet la putere în Senat. Și apoi urmează ca documentul să ajungă pe biroul președintelui Joe Biden, care sigur îl va semna, uh, iertați în figura de stil, cred că stă deja cu stiloul deschis și așteaptă să-i vină documentul, pentru că Ucraina are nevoie de bani ieri nu mâine, da? din cauza a ceea ce se întâmplă pe front. Dar în mod cert, există mai multe modalități de restituire a acestui împrumut. Nu va fi acum, pentru că Ucraina e în război, pentru că Ucraina are nevoie în fiecare zi de sume consistente. Dar, la un moment dat, în cadrul unor acorduri bilaterale sau internaționale, banii vor fi dați înapoi, sub diverse forme. Banii pot fi plătiți în tranșe, sub formă de lichidități. Banii pot fi acordați drept participație la privatizări, să spunem, în Ucraina. Banii pot fi acordați sub formă de. Alte schimburi comerciale, de exemplu, dacă Statele Unite ar fi interesate să cumpere produse agricole din Ucraina, acestea ar putea fi livrate în contul acestei datorii pe care Ucraina o contractează acum cu Statele Unite. După aprobarea pachetului de ajutor militar în Congresul American, ce reacții au venit, Cătălin? L-am văzut pe Volodimir Zelenski, care a fost încântat, evident, de acest voce și a spus că, practic, acest lucru va împiedica extinderea războiului. Ne bucurăm de optimismul lui Volodimir Zelenski, salutăm toate reacțiile internaționale. Uniunea Europeană, prin liderii ei, a felicitat uh, congresul american pentru acest gest. Să nu uităm că sunt luni și luni în spate în care lideri republicani, mai ales cei apropiați de actualul candidat Donald Trump, s-au opus acordării acestui ajutor pentru Ucraina. Uh, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, uh, salută. E adevărat, uh, Rusia nu salută, dar nici nu ne așteptam la acest lucru. Rusia spune așa prin vocea lui Medvedev uh, banii ăștia sunt bani dați degeaba pentru că nu ne schimbă planul și Ucraina tot va fi înfrântă. E viziunea și declarația Moscovei, nu alt altcuiva. Dar e nevoie de acești bani pentru că Ucraina e într-o stare precară pe front. Soldații sunt nevoiți să-și raționalizeze muniția, nu mai pot răspunde la atacurile și bombardamentele Rusiei și acest lucru l-am văzut în ultima vreme aproape zilnic. Tatiana, am avut un material venit din regiunile din estul Ucrainei în care oamenii erau omorâți de rachetele rusești care zboară liniștite. Nu are cine să le mai doboare. De fapt, are cine, dar nu mai are cu ce să le doboare. De aceea Harkovul este atacat extrem de puternic, de aceea se concentrează rușii spre Ceasiviar, încearcă să se consolideze în partea de vest a Dombasului să-și asigure acolo un front. Există o teorie interesantă și n-aș vrea să o vedem pusă în practică. Rusia încearcă să depopuleze zona Harkov și raioanele de lângă, în așa fel încât să-i fie ușor la o eventuală ofensivă din vară și să-și creeze acel coridor de securitate pentru ea, acel buffer de unde nu mai poate fi bombardată, pentru că și Ucraina atacă teritoriul Rusiei, mai ales cu drone, dar și cu rachete în ultima vreme.